Salut oameni, bine ați venit la un nou episod din Cariera cu Salt for City. Ei bine, astăzi am ajuns la episodul 4, minunat, nu-i așa? Și vom începe cu meci cu Carsley, avem însă două noi adiții în echipă. Ginty a jucat chiar un meci, Erasmus va debuta însă astăzi în meciul cu Carsley. Așa că haideți să vedem ce se poate întâmpla. Data trecută n-am dat niciun gol, n-am luat niciun gol. Două rezultate de 0-0, groaznic, groaznic. Dar astăzi vom reuși să câștigăm. Aștept cu nerăbdare meciul acela când vom juca și noi extraordinar de bine. Să câștigăm la 3 goluri diferență. Azi va fi. Astăzi este. Azi e meciul ăla, băieți. Așteptați-l ca aici. Uite, e după colț. Imediat ajunge. Stați așa. Întoarce Bruno. Pasează Bruno. O'Connor. Pasă acolo. Hunter! Pe lângă poartă. Minunat. Minunat, într-adevăr, minunat. Începem cu un șut destul de groaznic pentru poziția aia bună în care se află Hunter, dar astea sunt situațiile, băieți. Dă-i cu căpul, ne-o O'Connor. Bine, v-am zis, O'Connor ăsta pe recuperare e alt animal, bă. Pe recuperare O'Connor este cel mai bun jucător din echipa noastră. Nu putem spune despre Hunter, că e nici pe pase, nici pe șuturi. Asta este, Erasmus. Erasmus trece, șutează, nu șutează, că se ia... De două ori cât el săracu. E cam micuț. E cam micuț, dar sper că asta să-l ajute, că și Asante la fel e. E Tuhu. Minge la Thomas. Mamă, ce pase acolo, dar iese Lederen. Își ia și crampoane direct în piept, dar nu se dă nimic, domne. Corect. Bă, băieți, și astfel se încheie și această minunată repriză în care n-am reușit din nou nimic pe atac, pentru că ăștia au apărare, zici că e zidul lui Trump acolo. Așa că hai să schimbăm câte ceva. Erasmus nu prea mi-a plăcut în meciul ăsta, de aceea o să intre în locul lui Wilson. O să-l băgăm și pe... Știi ce? Îl băgăm pe Flore, la centru. Să vedem ce poate să facă. Pare destul de bun, are niște passing, are dribbling, n-are shooting, da. Și o să intre în locul lui Hunter, care a fost groaznic, o să intre cu ăsta. Omeragic, a jucat bine Omeragic în meciul ăsta, n-am ce să-i reproșez. Flore pasează acolo către Elliot, Elliot către Wilson și ăsta poate să fie momentul, băieți. O pasă acolo printre picioare, Andrade scoate gol! Scoate Colin, mă, scoate-mă Colin, mă, că s-a reîncarnat Van der Sar în el! Crucea măsii, Andrade... Hai cu capul, hai cu capul, dă-i cu capul, Wilson, Colin, iar. Hai că au și portar bun, e bine, bă, băieți, bă, ce dracu. Moralul ridicat, dar până vine Ginty, indianul nostru. Bine, mă, tată, mă, Flore, nici dă Flore, pasă la Elliot, du-te, Elliot, acum, mă. Dă-i dracu din picioare, fake shot. Vai că s-a întors și ăla, o pasă bună cu ăsta, scoate iar Colin. Bă, mai dă-l dracu pe Colin. Sus de Hristoase! Hai mă dracu, bă, uite-i bă pe ăștia, parcă trag de egal, mă, mă jur. Mă pase în spate ce-am văzut de la ăștia. Nu, Lederen, știe și el, mă, știe și el, știe și el. N-avem emoții cu Lederen în poartă, mă, drojdierul nostru. Portarul nostru drojdier, n-am zis că nasul de mareare, de la băutură. Au pas, scoate Omeragic, direct în față, acolo unde e pericolul mai mare, corect. Nu, prinde Lederen. Potoliți-vă, mă. Mai avem 2 minute, flăcăi. Ce se mai poate întâmpla? Bună întrebare. Opa, 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 opa. Scapă acolo, Wilson. Du-te, Wilson. Du-te, Wilson. Dar uite cum... Oh, păstrează. Bă, dar sunt atacat mereu de 2 oameni. Bă, cum dracu se apără, mă, ăștia așa bine, mă? Bă, ce cau jucătorii mei și în apărare, mă, mai au și portarul ăla. Bun. Da, bă, băieți. 0-0 din nou. Incredibil. Nu putem să dăm gol. Au avut ăștia o apărare formată din... mutanți să îmba picioarele și portarul ăla mai ales, Doamne ferește. Oameni, vine acum meci de cupă, băieți, iată. Am picat mai departe cu Blackburn, dacă nu mă înșel, în Carabao Cup, echipă de Liga 2 sau a 3-a, ceva genul. Pe acolo, oricum, echipă mult mai bună ca noi, aia e clar, dar sper să îi învingem. Ăsta da meci. În sfârșit jucăm din nou în cupă. Suntem până acum neînvinși. Ar fi bine să mergem mai departe, chiar îmi doresc... o victorie și jucăm cu această echipă. Revine Whitehead, revine Thomas Asante în locul lui Elliot, care a fost groaznic. Revine Blazic, Turai, din păcate, pentru că Ginty este foarte obosit. Jucăm oricum cu jucători obosiți aici, după cum vedeți, dar
N-avem ce face și nu primim oferte, bă, ca să putem cumpăra și noi ceva. E groaznic, e groaznic. E bine, jucăm în deplasare meciul ăsta. O să fie și mai greu decât credeam inițial. N-am știut că jucăm în deplasare, dar asta este, băieți. Trebuie să tragem tare, v-am zis, vreau să câștig. Vreau să câștig o cupă. Din primul sezon n-am mai reușit asta de ani de zile. Să mergem încă din al doilea sezon în Europa. Ar fi extraordinar. Hai mă, hai mă, hai mă, dați coate mă băieți acolo. Hai mă, peste ei mă, luați tare, așa Erasmus. Am nevoie de oameni bătăioși aici, băieți. Am nevoie de oameni bătăioși. Downing, opa, o pasă bună, duck. Downing, ho, 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 că e bun pe ăsta pe dribling-uri, mamă, 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 bine, Blazici. Nu e bine, nu e bine, nu e bine, nu e bine, oprește-l, bine, Blazici, nu pot să cred că sare mici atunel, bă, dă-o dracu de treabă. Ești serios, dude? Ați văzut, bă, cum a sărit mingea? Numai la adversar a rămas mingea. Numai la adversari acolo. Să rămână la ei, să facă ei acolo golaveraj, să dea ei goluri. Ia uite-te și tu, incredibil. Tackling-ul ăla, hai de cam groaznic. Groaznic, groaznic, groaznic. Din păcate, suntem conduși. Și s-ar putea să avem prima înfrângere, băieți, din acest prim sezon. Asta este, dar... Dar nu mă voi lăsa bătut, aia e clar. O, oh, printre picioare acolo Asante scapă bine. Thomas Asante, uite-mă și replica, mă. Uite-mă și replica, mă, cum vine, bă. Aveam nevoie de un șut în curbă. Uneori ca să avansezi, ai nevoie de un șut în cur. Thomas Asante înscrie 1-1. Așa da. Așa da, mă, Thomas. Direct pe faza următoare vine și replica noastră tăioasă. Șut din prima în forță, perfect. 1, Rodwell... Centrează, dar nu sta... Doamne ferește, ce gol am luat. Doamne apărare. Uau, de capul meu. O, da. Avem apărare bună, băieți, în meciul ăsta. E bine. Au jucat aproape impecabil în meciul trecut cei din apărare, dar acum nici n-a sărit. Nici măcar n-a îndrăznit să sară fundașul meu central. Bravo, frate. Așa, da. Nu prea putem să le mai dăm replică atât de rapid. Că țin de minge, dar Andrade interceptează foarte bine acolo. Pasă bună. Erasmus către Asante. Hai repede. Hai repede, băieți. Hai, mă, repede, mă. Nu așa, bă. Că a venit la din spate. Perfect. O, până la urmă, Tanner e acolo, băieți. Și recuperează foarte bine. Hai să vedem acum un contraatac rapid. Contraatacul e specialitatea casei la noi. Bun. Bun, bun, bun. Hai, mă. Pasă, mă, odată, da. Ce-a fost? Ah, s-a terminat repriza. Corect. Din nou când am și-o mingea se duce dracu arbitrul ăla și fluieră el să termine la repriza. Erasmus cam slăbuț. Până acum nu m-a impresionat foarte tare, intră Elliot. N-ar fi rău. O, pasă bună lui Jervis către Taul, așa da. Și combină frumos, până la urmă rămâne Jervis. Hai mă că ești mare mă, ești mare mă, puternic. Centrare către Elliot. What? Vreau să vă reluare. Vreau să vă reluare la căcatul ăsta de fază. Incredibil. Cum dracu a dat, mă? Îți tare curios cum a dat. Îți tare curios cum dracu a lovit mingea Elliot aici. A vrut să dea o foarfecă și a deviat-o din capul lui. Bă, minunat. Cea mai scaft foarfecă. Să ducea la mama dracu mingea dacă nu-l lovea pe fundaș. Whitehead, bună pasă. Asante, Elliot, rămâne că e puternic, pasă către Asante, hai Asante, tată, dă-i, șut acolo, mă, tată, bun, mă, Asante, e meciul lui 2-2, băieți, revenim, we back, we back, așa, mă, așa, da, am avut noroc gigantic că a rămas acolo pe picioare Elliot, am avut noroc gigantic că a fost puternic cât să, mi s-a port un pic offside, dar arbitru n-a zis nimic, șt. Pasă bună, se duce din nou Asante, din nou scapă, dar e cam în bandă de data asta. Dar cine știe, poate vom reuși, băieți. Foarte frumos Asante acolo, shot gol, mă, Asante cu hat-trick-ul. Minunat, minunat, bă, cum așa ceva? Cum l-am driblat pe ăla acolo? Thomas Asante, zeu, zeu, mă, piticul nostru mă înscrie, bă. Piticul nostru Thomas Asante dă mare, mare gol, băieți. Incredibil. Uitați-vă, am crezut că nu se iasă nimic de aici, dar, hoai, două ball roll-uri extraordinare și șutul s-a dus absolut perfect. Lotura ai depășit din nou pe partea lui Baldwin. Hai mă, intrați dracu, un tackling acolo decent măcar. Nu pot să cred. Bine, Blazici! Nu, nu la ei, Tanner, ești împit, apărăle de ren. Și asta a fost, mă, asta a fost. Gata, hai gata, hai gata, băieți.
Hehehehe, ne calificăm mai departe după ce am întors scorul de 2 ori. Și până la urmă Asante ne aduce victoria și calificarea mai departe după un hat-trick. Primul hat-trick al acestei cariere, băieți. Mamă, ce meci frumos! Chiar m-am distrat maxim în meciul ăsta, foarte frumos meci. I-am dominat la șuturi, ne-au dominat la posesie, ca de obicei. Brandon Thomas Asante, un jucător de nota 10. Elliot și el a jucat bine, a dat 2 asisturi, bine că l-am băgat pe el. E bine, oamenii, acum, pentru că va trebui să aflăm și cu cine am picat mai departe în cupă. S-ar putea să dăm de echipe grele și nu vine încă o dată nicio ofertă, bă. Data viitoare, opa, sau? A, nu, nu e ofertă, evident. Sunt doar jucători care pleacă la națională, doar Ginti, la India. Ia, auzi, mă. Dar data viitoare terminăm perioada de transferuri, sper să vindem ceva în deadline day, ar fi bine. Și în cupă am picat cu Nottingham Forest. Mamă, alt meci greu. Echipă foarte bună. Foarte bună, de Liga a doua, de Championship. O să fie greu ca dracu, dar asta este, băieți. Nea Costel e fericit după această calificare istorică, deși sperăm să facem treabă mai bună în campionat, că nu ducem deloc bine acolo. Dar ne auzim data viitoare, băieți, să aveți o zi excepțională, nu uitați să dați click pe linkul de pe Twitch, să dați un follow și pe Twitch unde fac live-uri, dacă vreți să veniți pe live-uri, aveți linkul mai jos, și să activați notificările și cam atât. Dracu știe, nu știu. Ne auzim data viitoare. Pa!